3450 de locuri la vaccinare în 8 orașe. De atât au parte deocamdată localitățile cu incidență de peste 4,5 la mie. De astăzi se pot înscrie în platformă, iar din 15 martie vor putea primi serul. Iar până pe 24 martie serul se va termina. Dacă nu este suplimentat numărul de doze de vaccin în următoarele 2 săptămâni, planul de a evita carantina s-ar putea să eșueze. Colega mea, Petronela Axinte, a verificat dimineață situația de pe platforma de vaccinare de la Timișoara. Aseară pentru județul Timiș nu mai era niciun loc disponibil. În acest moment avem 18.716, sunt cele mai multe locuri din țară, dar celor din categoria a treia tot nu li se permite programarea. La Brașov, nici la ora prânzului, nu se găseau locuri la programare. În orașul Brașov, incidența este de 4,61, iar în județ de 3,14. Dacă intru pe platformă, observ că Brașovul este marcat cu roșu și aici apar 0 locuri disponibile. Practic, nimeni nu se poate programa. Situația este identică și la Cluj, unde nu este niciun loc liber. Vor fi disponibile abia de săptămâna viitoare. De luni în fiecare zi se vor putea vaccina în plus încă 420 de persoane. Această activare a fluxurilor noi de vaccinare și, în general, când pornește un centru nou de vaccinare, toate setările și toate activările se fac de la nivelul central, de către STS, în colaborare cu INSP. Premierul Câțu este nemulțumit de modul în care este folosit vaccinul. Spune că în mai multe orașe din țară stă ser nefolosit și că la Timișoara ar fi cea mai gravă situație. Platforma de programare se găsesc 20.000 de locuri libere în Timișoara, când Timișoara e carantinată. Am găsit la Timișoara, după ce am cerut situația, și în toată țara erau multe locuri libere. Și aștept să văd de ce este posibil ca un oraș cum este Timișoara, de exemplu, și județul Timiș, să ceară vaccinul în plus, dar să aibă 20.000 de locuri libere. În apărarea lui, primarul Dominic Fritz spune că locurile din Timișoara erau libere pentru că exista acea limită de vârstă de 55 de ani pentru serul AstraZeneca.